Pasiunea nu știe ce e aia criză. Asta ne spune Vicky Sterpu, cel care obține în serele lui roșii de 1,5 kg. Secretul e munca și dragostea cu care le îngrijește de la stadiul de răsad până când ajung cât pepenii. Din stradă, doar solarul Stefano se vede, iar înăuntru două roșii uriașe cu pielița întinsă, plesnind de sănătate. Vicky Sterpu, stăpânul casei, ne vede și ne cheamă înăuntru. Legumele pe care le-am zărit din stradă sunt pasiunea lui. De 15 ani face selecții nu numai după mărime, ci și după sănătatea, forma și gustul legumei. A muncit mult, dar a meritat. Succes are să văd. Da, muncă multă, perseverență. Noaptea te scorci și faci focul în solar, nu mai poți adormi, rece, grijă, cheltuială pe lemne, bineînțeles, dar merită. Când ai un hobby, merită. Material, mai mult pierzi. Dacă ai fi pe producție mare, atunci poate ai câștig. Dar română s-a învățat cu turșești, cu greșești, mai rar. Preferă soiurile, care sunt foarte bune, dulci, gustoase, dar e mai lejer să cumperi din piață decât să cultivi. Mă uit în multe curs și pe la țară, pe la numai buruiană. Moș Vicky ne conduce prin labirintul grădinii lui. Are trei solare, Stefano, Măriuca și George, botezate așa după numele nepoților, altă mare slăbiciune a lui Vicky Sterpu. În seara din spate pipăie frunzele și ne arată petele. Nu e mulțumit, dar prezența putregaiului atestă că legumele nu sunt tratate cu chimicale. Are multe soiuri, care mai de care mai ciudate. Roșiile la început au fost foarte urâte, foarte soiul ăsta care era în nord, erau adevărat mari, dar nu erau netide, erau, aveau, crăpau, dar cu o selecție riguroasă, oprind anumite, de la sămânță, de la anumite plante care aveau caractere, le-am obținut pe asta de astăzi. Moș Vicky culege câteva roșii care s-au copt și le cântărește în fața noastră. Cea mai mare are 1,5 kg. Recordul celor 15 ani de muncă a fost de 1,6 kg. Vicky Sterpu e biolog de profesie și a lucrat la Oficiul de Protecție a Plantelor, apoi la Comcereal, de unde a ieșit la pensie. Acum, la 67 de ani, tot de plăntuțe se ocupă. E un hobby cu care i-a contaminat pe mulți dintre vecinii și prietenii lui. Făcut în așa fel încât și alți prieteni, cunoștințe, să am trimis sămânță și în Irlanda, dar cred că ei n-au să în Norvegia iarăși, dar cred că nu o să reușească să facă nimic. Mai colaborez în țară cu doi prieteni de la Constanța. Acum mi-am făcut un nou prieten la Craiova, care are roșii negre și bicolore, negru cu verde, și iau legătura cu el să-mi trimită și mie sămânță. Sunt curiozități, sunt plăceri, mai ales că roșii negri sunt foarte căutate în Italia acum, având niște substanțe care se spune că contribuie foarte mult la eradicarea cancerului. În fază incipient. Horticultura nu e singura pasiune a lui Vicky Sterpu. Pe lângă roșii și ardei, cultivă flori și îngrijește păsărelele. În curtea lui sunt zeci de ghivece cu floare de colț, mușcate, crăițe, fucsii și cactuși. Sus, la streașină, sunt cuiburile a vreo 30 de vrăbiuțe. Grădinarul le hrănește cu boabe, iar ele îl scapă de fluturi și omizi. L-am lăsat în poartă zâmbind, cu gândul la viața lui plină de iubire și de rod.